Casa Județeană de Pensii Olt scoate din ce în ce mai mulți bani din buget pentru acordarea ajutoarelor de deces. În primul trimestru al acestui an, suma achitată oltenilor care au solicitat ajutorul de înmormântare a fost cu aproape 15% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. În prezent, cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului asiguratului sau pensionarului este de 1.162 de lei, iar în cazul unui membru de familie este 2.081 de lei. Din ianuarie, în perioada ianuarie-martie, s-au acordat un număr de 1.326 ajutoare de deces. Pentru a putea intra în posesia banilor, solicitantul, membru al familiei decedatului sau o altă rudă care s-a ocupat de înhumare, trebuie să se prezinte la Casa Județeană de Pensii Olt cu o cerere și o serie de acte. Acesta trebuie să demonstreze că este persoana care s-a ocupat de înhumare și că a făcut o serie de cheltuieli în acest sens. Actele necesare pentru ajutorul de deces sunt certificatul de deces, cupon de pensie sau adeverință de salariat și extras revisal, actele de stare civilă ale solicitantului, facturi fiscale privind cheltuielile ocazionate de deces, iar în cadrul membrilor de familie, o declarație notarială din care să reiasă că decedatul nu realiza venituri. Cuantumul ajutorului de înmormântare s-a modificat de la începutul acestui an ca urmare a creșterii salariului minim pe economie. Comparativ cu anul trecut, acesta este mai mare cu peste 20%.